Cazurile de COVID-19 și numărul de decese pe zi continuă să crească în Mehedinți. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a înregistrat 154 de mehedințeni confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și 10 persoane au pierdut lupta cu boala în ultimele 24 de ore la nivelul județului. Situația este alarmantă la nivelul județului. 154 de persoane au fost confirmate pozitiv în ultimele 24 de ore, iar alte 10 au decedat. Evoluția numărului de cazuri este îngrijorătoare. Rata de infectare în Mehedinți a atins pragul de 7,81 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 28 octombrie, este următoare. 1569 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 316 persoane sunt internate. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 154 de persoane și au fost înregistrate 10 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul nostru este de 7,81, iar la Drobeta Turnul Severin rata este de 11,35 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate localități la nivelul județului sunt Hinova, cu rata de infectare de 13,83 la 1000 de locuitori, Preznița de Ocol cu 11,69 și municipiul Drobeta Turnu Severin, 11,35.